dimineața și bine v-am găsit, stimați cetățeni. Scopul discuției de astăzi sau conferinței de astăzi este unul foarte simplu. Urmează să vorbim despre adevăruri și mai puțin adevăruri despre Europa creștină. De ce? Fiindcă, din păcate, în viața cotidiană noastră, dezinformarea a pătruns foarte adânc, foarte des se vehiculează multe falsuri și unul din scopurile inițiativei noastre Cetățeni pentru Europa este să tălmăcim, să explicăm, să educăm populația despre adevărata menire a Europei și să încercăm să dezbatem aceste falsuri foarte nedrepte deseori despre ceea ce este Europa. Și astăzi urmează să vorbim un pic despre anume despre falsurile ce țin de religie, ce țin de creștinism în Europa. Din păcate, observăm ultimul timp tot mai multe falsuri, precum că integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova sau integrarea în UE înseamnă o renunțare la creștinism sau la ortodoxie. Și de ce venim cu unele explicații și argumente să explicăm de ce acest lucru nu este adevărat. În primul rând, trebuie să înțelegem cu toții că Europa este fundamentată, de fapt, pe morala creștină. Legislația europeană, foarte multe practici, legislația din domeniul social european, își are rădăcinile în morala creștină. Europa este un spațiu al creștinității în care coexistă foarte multe, biserici creștine. Aceste biserici conlucrează, cooperează, însă cel mai important ce trebuie să înțelegem este că și valorile fundamentale ale Uniunii Europene au rădăcini creștine. Și fondatorii Uniunii Europene, cum ar fi Konrad Adenauer sau Robert Schuman, erau de fapt creștini, practicanți, care au lăsat o amprentă foarte puternică în tot ceea ce înseamnă legislație, valori și practici europene. Ce trebuie să înțelegem este că Europa este cu adevărat un spațiu al creștinismului. Și uitați-vă, dacă vorbim despre țările europene, sunt țări laice, cum este Franța, dar sunt state în care creștinismul este ridicat la nivel de religie de stat, cum ar fi Grecia, cum ar fi Cipru, cum ar fi Danemarca, o altă țară. Altfel spus, un astfel de statut nu l-are nici Republica Moldova sau în altă parte. Deci este într-adevăr un lucru care demonstrează o libertate de expresie a valorilor creștine în spațiul european. Nu trebuie să uităm și de faptul că în cadrul Uniunii Europene sunt multe state unde populația este majoritar creștin-ortodoxă. Noi vorbim și despre România, despre Bulgaria, despre Grecia, despre Cipru și Sfântele Munte Athos se află tot în Uniunea Europeană. Toate împreună, aceste state creștin-ortodoxe au un număr de aproape 30.000 de parohii, ceea ce este comparabil cu numărul de parohii creștin-ortodoxe din Federația Rusă. Un lucru foarte important este că în diferite state europene este diferite practici cu privire la educația religioasă în școli. Sunt state în care educația religioasă, fie și facultativă, este prezentă, deci tinerii, copiii sunt educați în spiritul valorilor creștine. Sigur că există loc pentru libertate, există loc pentru libertatea de expresie. Un lucru la fel de important trebuie să înțelegem că de exemplu, state precum România sau Bulgaria, odată comunități creștin-ortodoxe puternice, odată ce au aderat la Uniunea Europeană, au primit și foarte mult suport, fonduri pentru a repara, a restaura lăcașele sfinte. Altfel zis, fondurile europene sunt direcționate inclusiv pentru păstrarea, pentru dezvoltarea patrimoniului creștin. Și nu trebuie să aducem aminte cetățenilor cât de frumoase sunt lăcașele religioase creștine în toată Europa
și nu în ultimul rând în, în statele cu o populație preponderent creștin-ortodoxă. Ce vroiam să spun este că într-adevăr sunt multe confesiuni în Europeană, dar Europa rămâne să fie continentul și spațiul pentru creștinism. Acest lucru este dominat și prin opera socială. Multe organizații creștine care fac caritate și promovează calitatea vieții, la fel sunt susținute de către Uniunea Europeană. Însă, mă rog, eu sunt sociolog de profesie, am venit doar să vă dau câteva argumente mai laice, să zic așa, însă am onoarea să-i dau cuvântul părintelui Andrei de la Biserica Sfântul Dumitru, care la fel are un mesaj în acest sens. Părinte, poftim! Eu am acceptat să vin alături de domnul Pistrinciuc la acest briefing, în considerentul că noi, în calitate de preoți, ca cei care suntem în mijlocul creștinilor noștri, avem datoria de asemenea de a distruge anumite stereotipuri care circulă în societate, pentru că atât noi cât și creștinii noștri suntem astăzi bombardați cu chestii de fake, care sigur că denigrează tot ceea ce numim noi creștinism. Ar fi absolut un păcat să vorbim despre faptul că Europa ar fi necreștină. De fapt, fundamentul construcției europene este unul creștin, iar Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru, ca ucenicii Mântuitorului Hristos, atunci când au mers să propovăduiască Evanghelia din Ierusalim, au mers întâi în Europa, au mers întâi la Roma, care era capitala Imperiului Roman, și de fapt de acolo, din mijlocul civilizației romane, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, iar de acolo s-a extins în întreaga lume, prin lumea din epoca respectivă, înțelegând hotarele Europei. Inclusiv în spațiul dunărean, creștinismul a venit prin intermediul romanizării, încât iată noi identitar suntem fundamentați pe principiile creștine, și dacă Europa, pe de o parte, e un spațiu geografic, mai e și un spațiu spiritual, sau Europa e un concept spiritual și civilizațional, și acest concept are drept fundament învățătura lui Hristos, valorile creștine și evanghelice. Este adevărat că odată cu Revoluția franceză, biserica și statul cumva au mers pe direcții diferite, sau mai bine zis, statul s-a laicizat, iar biserica nu mai e componentă a politicilor de stat, ceea ce de foarte multe ori de asemenea se propagă ca pe un lucru rău. Se creează o ideologie a faptului că biserica e separată de stat, dar din punctul de vedere al propovăduirii Evangheliei, despărțirea bisericii de stat este un lucru favorabil creștinismului prin faptul că biserica nu mai e forțată să propovăduiască, să vorbească despre ambon politicile imperiale. Pe de altă parte, statul se obligă de a nu se implica în treburile bisericești. Din acest punct de vedere, biserica vine cu un mesaj autentic, cristologic, încât această separație e doar pentru a aduce un beneficiu bisericii. Miturile care se mai propagă în societatea noastră cu referire la Europa e de factură dugenistă, deci a tuturor mirurilor Z, care vorbesc despre faptul că Europa e locul de unde vine fără de legea, Europa demonizată, Europa decăzută moralicește. E un fapt care nu presupune decât implicare ideologică. Noi suntem într-o societate care avem acces de a merge în Europa, mai ales datorită faptului că avem această deschidere în ultimii 10 ani și oricine poate să călătorească să vadă o altfel de Europa decât se propagă în aceste medii dugheniste. Spre exemplu, am avut ocazia să merg în vara aceasta într-o cercetare doctorală în Italia și m-am convins de faptul că, de fapt, Europa pare a fi mai creștină, iar valorile creștine sunt cu mult mai bine pus la punct decât în spațiul ăsta post-sovietic, în care, din păcate, creștinismul a fost afectat, pe de o parte moralicește, pe de altă parte prin inducere de frici, care încă persistă în mintea noastră, încât suntem forțați să vorbim ceea ce se vrea și nu ceea ce se crede. Noi, ca și biserică, ca și creștini, ca și preoți, Evanghelia ne-a învățat întotdeauna să urăm păcatul, dar să-l avem pe păcătos
în sentimentul iubirii. Iată, din acest punct de vedere, noi ca biserică nu avem menirea să judecăm păcatele, să contrapunem prin ceea ce se numește Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește prin sentimentul dragostei jertfelnice, se propovăduiește prin angajamentul de a respecta valorile evanghelice și mai presus decât toate acestea, noi în calitate de creștini suntem chemați de a iubi pe toți cei din jurul nostru. Europa este casa noastră pentru că noi la rândul suntem europeni și din punct de vedere geografic și din punct de vedere spiritual. Europa e locul în care avem ocazia să ne construim comunitățile din diasporă, comunitățile parohiale în diaspora în care ne oferă această posibilitate. Europa e locul în care, de unde avem încă să învățăm ce înseamnă adevărata caritate, pentru că ai noștri plecați în Europa au simțit adevărata dragoste și forța aceasta a carității creștinilor din Italia sau oricare altă țară europeană atunci când au fost în dificultate. De aceea ar fi potrivit să avem discernământul în a alege informația și în a pricepe că adevărata valoare creștină e trăită aici, acasă, dar și acolo unde bisericile încă îl propovăduiesc pe Hristos. Vă mulțumim foarte mult! Mersi mult!